Bună seara tuturor, sunt Arotela cu o nouă emisiune, o nouă prezentare, cu o nouă discuție. Evident că la cele pe care le-am început și am promis partea a doua, o să fac și partea a doua, așa cum o să simt eu, însă vreau de mult timp să fac și această prezentare, de foarte mult timp și am mai văzut ceva care m-a determinat să o fac, pentru că simt că reprezint o parte din mine, vreau să împărtășesc această parte cu voi, această experiență, în ideea că vreau să vă îndemn, să vă găsiți și voi acel ceva, acel spirit care vă îndeamnă să învățați niște lecții speciale, speciale doar pentru voi. În fine, de asta trebuie să descoperiți voi. Acum, despre ce e vorba? De fapt, bănuiesc că scrie și în titlu, încă nu m-am hotărât cum o să denumesc titlul. Aș vrea să vorbesc despre totemul fiecăruia. Fiecare are un totem. Fiecare are un spirit al unui animal care îl protejează și îl inspiră. Interesant este că eu toată viața am fost atrasă de anumite animale, anumite, da, spirite, de anumite spirite. Și totuși, în timpul unei meditații, am descoperit că adevăratul meu spirit este cu totul altul. Nu că nu mi-ar fi plăcut, dar nu m-am așteptat la ceea ce am descoperit. Despre ce e vorba? Sau să vă povestesc și apoi să vă explic. Știți că desenez, știți că am făcut artele și deși am avut multe blocaje în această direcție, până la urmă tot mi-am împlinit acest vis. Dacă nu știți, vă spun acum, ca să poate eventual să înțelegeți o parte din lecțiile pe care le voi transmite mai târziu. Mi-aduc aminte cu mare drag când eram prin clasa a șasea, a șaptea, de fapt, de la clasa 4-a, 5-a am început să desenez din ce în ce mai bine. Însă, caietele mele de biologie, știți că era o pagină albă și una dictando, da? Și caietele mele de biologie și blocurile mele de desen erau cele mai frumoase din clasă. Îmi plăcea să desenez animale cât mai aproape de realitate. Apoi, prin clasa 5-a, 6-a, am făcut așa o, nu obsesie. Am simțit că mă atrage foarte mult, mă atrag caii. De fapt, este primul animal pe care cred că l-am desenat, chiar dacă la biologie deseneam și alte animale. Este primul animal care m-a atras în mod special și banca mea era plină de desene cu cai. Bine, mai erau și alte lucruri, dar în mod special cai. Cred că este primul lucru pe care... Pe urmă am început să desenez o prințese. Primul lucru care m-a inspirat în desen. Ce e interesant este că pe vremea aceea la clasele de după amiază veneau cei de la profesional, știți, da? Și erau destul de... n-aveau ei chef nici de școală, nici de artă și m-aș fi așteptat banca mea să fie ștersă, dar niciodată nimeni nu ștergea. Nimeni. Nu contează ce clasă, cât de agresivă, cât de... eu știu, lipsiți de educație, că ăsta e adevărul, la clasele de profesional, parcă nu erau oameni prea, ar fi trebuit să fie excepții, da, prea strălucitori la învățătură sau cu idealuri prea înalte și totuși banca mea rămânea de fiecare dată intactă. Apoi am început să am atracție către feline. Lei, dar în mod special pantere și în mod special tigru. Tigru mi-a plăcut. Întâmplător, când am început să citesc despre zodia mea din punct de vedere chinezesc, am descoperit că sunt în semnul tigrului. Și zic, ia uite ce chestie. Și totuși. Și totuși, și totuși. Da, mi-au plăcut prădătoarele, îmi plac prădătoarele, probabil că și din cauza că am stat în preajma unor oameni puternici. Am stat numai printre lei și scorpion și asta e. Asta e, am primit educația din partea unor oameni duri. Duri și nu mi-a prins rău, nu. Deși lecțiile au fost, evident, dure. Însă, unde vreau să ajung? Vreau să fac așa trecerea treptată.
Eram deja matură. Eram deja matură. Eram la master în Anglia. Și aveam un coleg indian cu care comunicam foarte bine. Era, evident, hindus. Și avea o profunzime specială, deși era foarte tânăr. Avea ceva special, probabil doar în cultura, cei care au avut de-a face cu asemenea cultură recunosc această profunzime. Și la un moment dat stăteam de vorbă și îmi povestea. Știi, Ela, bine, nu mi se spune Ela în viața de zi cu zi decât aici pe canal. Mie îmi place să meditez pe malul oceanului Indian. Mă inspiră foarte mult valurile oceanului. E o mare diferență între mare și ocean. O simțea personal. Însă, era și semnul oracului. Însă, nu știu de ce, m-a sfătuit să meditez, atât cât mă observase, să meditez la păsări. La păsări. A rămas surprinsă, eu fiind semn de apă, cel puțin din perspectiva astrologiei europene. Însă, după cât era, un an jumate, doi, într-un an foarte greu, în acel an am pierdut patru persoane dragi. Patru persoane dragi. La fiecare 2 luni mai murea cineva. Am fost foarte testată în acel an. După ce am pierdut patru persoane foarte dragi, tatăl și încă, nu, tatăl dispăruse mai dinainte. Dar de-abia am început să vindec acea pierdere a tatălui când am trecut prin acea perioadă cruntă. Patru persoane dragi muriseră și apoi mama s-a îmbolnăvit, trebuia să facă operație, nu știam dacă o să suporte și dacă o să mai trăiască. Și totuși, în perioada aia aveam și job. Și interesant este că ceva din mine, era cât de pe ce să dau demisia la un moment dat și totuși am rezistat până la sfârșit, ceva din mine mă făcea să lupt. Și în ce sens am luptat? Am luptat, evident, pe cale artistică, cât ar fi fost de grea ziua, că mă sculam dis de dimineață, pregăteam tot ce era de făcut, aveam grijă și de mama, plecam la job, făceam ce era de făcut, stăteam și peste program, apoi mă întorceam și așa mai departe. Greu a fost anul acela, greu. De la ora 10 până la ora 12-1, mă închideam în cameră, îmi puneam căștile și desenam. Ascultam muzică și desenam. Reușeam să mă detașez și să mă încarc. Nu mai spun ce desenam, pentru că o să am altă discuție de acest subiect cu voi. Și iar ce este foarte interesant, că în pofida greutăților am reușit în acel an să fac patru expoziții toate diferite. Nu că am plimbat lucrările dintr-un loc în altul, fiecare expoziție a fost altă. Și nu e ușor să faci o expoziție. Și acum revin la subiectul inițial. Ca să înțelegeți, de fapt, niște lucruri, că trebuie să le încadrez într-un context. La un moment dat, era cât pe ce să-mi dau demisia, erau niște conflicte acolo, la job. Și cum nu țin să stau într-un mediu nociv, eram hotărâtă să acționez ca atare. Și totuși, într-o seară, am hotărât să fac o meditație. Mi-era destul de greu să fac meditația, dar zic că nu, trebuie să o fac. Am pus în pat, inițial am ascultat muzică, pe urmă n-am mai ascultat nimic. Am lăsat, cei care știți să faceți meditație, am lăsat să mă copleșească liniștea, am încercat să mă eliberez de gânduri. Și cred că aceasta și încă una despre care o să vă vorbesc altă dată a rămas totuși una dintre cele mai minunate experiențe din timpul unei meditații. Eliberându-mă de gândurile zilnice și de toate stările pe care le adunasem în ultimele săptămâni, în ultimele luni, toate. De-aia trebuie să vă spun și contextul, toate acele traume și probleme. La un moment dat, cum stăteam cu ochii închiși, în acea pace
care mă copleșea, am simțit, chiar am simțit și sper și voi să vă împărtășiți experiențele. Pentru că știu că și unii simțiți fizic anumite lucruri, nu e doar o imaginație, nu e doar aici, chiar se întâmplă. Am simțit că din spate mi ies niște aripi. Am fost foarte, deci m-am concentrat pe stare. M-am concentrat pe stare să încerc să o discern ce este imaginație sau ce este. Deci, efectiv, nu era aici, era în corpul meu. Simțeam cum ies din spate niște aripi. Și am încercat să le disting. Ce formă au acele aripi? Ce formă au? Ce culoare? Și ce se mai întâmplă cu mine în timpul acestei transformări? Și am văzut că odată cu acele aripi care încep încet încet să se desfășoare, să se întindă, începe și corpul meu să se transforme într-un corp de pasăre. De pasăre care încerca să iasă dintr-un spațiu neplăcut, încerca să iasă să zboare către cer. M-am concentrat evident pe mine, pe acea pasăre și am descoperit că era uriu. Uliu, vultur, un uliu alb, de fapt, era un uliu alb. Și mi-am urmat cursul zborului, mi-am urmat cursul zborului pentru că era absolut fantastică senzația. Greu de descris, greu de descris. Și cu cât mă înălțam la cer, cu atât mă apropiam de un munte foarte înalt, la care am ajuns. Am ajuns pe vârful muntelui. Am făcut acolo o pauză, m-am uitat în zare și am văzut pământul acoperit de nori. Eram deasupra norilor. Muntele era imens, ceva gen Everest. Și da, era o senzație de singurătate, dar era o senzație de satisfacție că am cucerit ceva. Greu de descris, dar trebuie să împărtășesc această experiență, că am cucerit ceva. Și deasupra norilor se vedea soarele. Știți că atunci când călătoriți cu avionul, cum călătoriți deasupra norilor și cum se vede soarele și pământul, o senzație minunată. Și zic, e nevoie să mai fac o călătorie. E nevoie, simțeam nevoia să mai zbor. Deja îmi plăcea ideea, senzația zborului. Și m-am aruncat în zare. Și am zburat, m-am aruncat eu, da, așa mă simțeam eu, acest uliu alb, alb, frumos, superb. Și mă lăsam așa dusă de vânt, pluteam pe razele soarelui și la un moment dat, în timpul zborului, de gât mi s-a agățat un lănțișor de aur și o cruciuliță de aur. În fine, mai sunt multe de povestit, cam atât. Pentru cei care nu credeți în lucrurile astea, nu au problemă. Puteți să ieșiți de pe canal, să ascultați muzică, să faceți altceva. Eu acum vorbesc pentru cei care sunt deschiși să asculte asemenea povești. Povești, de fapt, sunt stări, luați-le cum vreți, sunt experiențe personale și trăite foarte real. Aș vrea acum să vă vorbesc. Atunci mi-am dat seama că acesta este totemul meu, da? Este spiritul sau animalul, spiritul care mă guvernează și mă ghidează. Și mă ghidează. Și de atunci, sincer, vă spun că de fiecare dată când văd un uliu, îmi merge bine. Îmi merge bine. Primești vești bune sau chiar dacă mi este greu, știu că o să-mi fie bine. Dacă sunt într-o călătorie, știu că se va ajunge la țintă și se va rezolva problema. Și nu s-a întâmplat doar în țară, aici și în străinătate, să văd urii deasupra mea, făcând cercuri, cercuri, și să-i aud țipând, e țipătul lor specific, și să simt că mi se transmite un semnal din partea Universului, sau mai bine zis, din partea naturii, da? Prin această creație, că și ele sunt o creație divină. Acum, aș vrea să vorbim, dacă tot v-am împărtășit despre acest spirit, ați putea să fiți uimiți, pentru că, în general, noi avem tendința să clasificăm, să etichetăm oamenii după aparențe și, în general, lumea se cam păcălește când mă vede și
Își închipuie eventual că aș putea să fiu o victimă, au fost situații în care. Dar în ultima vreme mai puțin, pentru că nu prea mai dau impresia de victimă. Trebuie să zic că în tinerețe, poate. Firea mea romantică visătoare să creeze această aparență, dar în spatele aparențelor, spiritul nostru se poate manifesta foarte diferit. Eventual, sunt spirite puternice cu o aparență plăcută, tocmai ca să nu intimideze oamenii. Dar aș vrea să trec și peste acest aspect. Și nu treca până nu vă zic că în momentul în care veți medita la spiritul vostru, s-ar putea să fie o surpriză. S-ar putea să fiți oameni puternici și să descoperiți un spirit delicat. Da? Să zic privighetoare sau căprioară, că tot avem aici un set de cărți cu spiritul animalelor. Da? Deci, încercați să vă eliberați de gânduri și de așteptări. V-am zis, mie îmi plăceau și îmi plac în continuare, dar de ce îmi plac, am înțeles, pentru că este o parte din ego-ul meu care s-a obișnuit să relaționeze cu ego-urile acelor oameni puternici, da? Și dintre toate prădătoarele, până la urmă, tot la tigru rămân și am motivele mele. O să discutăm despre tigru, dacă vreți, sau despre alte spirite. Însă, ca să continui discursul sau mărturisirea. Este un citat de-a lui Rumi care îmi place foarte mult și spune așa. De ce continui să te târăști când ni s-au dat două aripi? De ce continui să te târăști când ni s-au dat două aripi? Bine, poate nu l-am tradus exact, îl transmit din amintire, dar eventual o să-l atașez în comentariu de sub video. Știți că îmi place Rumi și multe din citatele lui mă inspiră și vreau să vă inspire și pe voi. De ce ne târâm când ni s-au dat două aripi? Acum, vorbind despre uliu, despre vulturi, este într-adevăr, este mult de meditat. Eu cât am meditat, am înțeles câteva lucruri. În primul rând, că majoritatea oamenilor trăiesc viața ca un papagal. Papagalii ce fac? Vorbesc mult, dar nu pot să zboare prea departe. Papagalii ce fac? Imită. Majoritatea oamenilor imită, copiază viețile altora. Ideea este să învățăm, eu cel puțin prin această meditație la uliu și la vulturi, am învățat aceste lucruri și vreau să le împărtășesc cu voi, pentru că nu e vorba doar de lecția mea, este vorba de lecția multora și în mod special a celor care ascultă, tot ca un semnal, tot ca o avertizare pentru o anumită perioadă prin care treceți voi eu știu, în acest moment, da? Sau pentru o anumită experiență prin care treceți în această perioadă. Ideea este că, măi, vulturul zboară la înălțimi înalte. Papagalul zboară doar aici, prin zonă. Vulturul nu vorbește și când vorbește, este ascultat. Și când vorbește, vorbește cu scop. Cu scop. Ori el între semenii săi, ori el față de celelalte păsări sau animale, și ideea este că se face auzit. Nu vorbesc, nu stai că e de temut, aia e altă problemă. Pentru că nu vreau să vă transform în personaje agresive, dar când spune un lucru, îl spune. Nu se joacă. Și aici e marea diferență între un papagal și un vultur sau un uliu. Papagalul imită. Vulturul și uliu își trăiesc zborul lor, își trăiesc viața lor. Și aici trebuie noi să învățăm și voi trebuie să învățați să nu mai copiați viața altora, în mod special a părinților, a societății. Mass media vă învață multe prostii, mare grijă ce selectați. Și încerca să
vă descoperiți misiunea voastră, zborul vostru și să vă avântați. Să vă avântați. Acum, și nu doar să vă avântați, să aveți și ambiția, că nu e vorba doar de a vă arunca așa riscant într-o direcție, să aveți ambiția să zburați acolo unde vreți, să atingeți ținta pe care v-ați propus-o. Acum despre lecțiile pe care acest spirit ni le poate transmite, repet, nu doar mie, ci și celor care ascultă. Lecțiile ar fi, una dintre ele este că, da, vulturul Uliu zboară la înălțimi înalte, înălțimi la care alte păsări nu ajung. Și nu doar atât. Vulturul și Uliu nu zboară cu alte păsărele, cu privighetorile, cu ciorile, cu, eu știu, pescărușii. Nu. Și nu o spun cu o notă de superioritate. Nu, altceva vreau să transmit, pentru că fiecare spirit are o lecție specială să ne învețe, da? O spun altfel. În ideea că în drumul vostru, în zborul vostru, trebuie să aveți oameni care vă sunt asemănători și care vă înțeleg. Dacă stați în preajma oamenilor mici, nu de stat, eu sunt micuță, de aia zic, aparențele înșală, nu de stat, ci mici ca spirit, mici ca ideal, care au idealuri înguste sau nu au idealuri, faceți o mare greșeală. Încercați să stați în preajma oamenilor care vă ridică. Da? E un proverb la noi, se zice că cine se aseamănă se adună. Dacă stați în preajma unor oameni sau într-un anumit mediu, ajungeți să vă comportați ca ei. Acești oameni încep să-și imprime comportamentul lor în ceea ce faceți. Și aici este ideea, să vă descoperiți legenda personală, să vă descoperiți ținta și să vă luați avânt în sus. A trebuit să pun pauză că vine Mura și face... Au! Să nu dărâm ceva. Încearcă să capete atenție. În continuare, altă idee, lecție pe care am învățat-o și eu și cred că mulți care au meditat asupra acestui spirit vă pot confirma. Vulturii și ulii au viziune. Știți bine că sunt, nu vorbesc de faptul că sunt păsări prădătoare, acum nu mai vorbesc nici de faptul că se înalță cât mai sus, dar de acolo de unde sunt au viziune și văd până foarte departe, chiar, eu știu, kilometri distanță, își observă ținta, își observă ținta și nu contează ce obstacole sunt, sunt hotărâți, determinați, focusați, deci nu pot să vă descriu acum, probabil că ați văzut și la teleenciclopedie sau la, eu știu, pe Discovery, cum își focusează atenția pe pradă. Și când și-au propus ceva, realizează, nu contează obstacolele. Acum, încercați și voi, când v-ați stabilit un proiect, un ideal, să-l urmați, chiar dacă sunt probleme. Să aveți această ambiție și n-aș vrea să vorbesc musai de ambiție cât de a avea viziune, pentru că fac așa o mică paralelă, știți bine că Uliul este simbolul lui Horus, care era fiul lui Isis și Osiris, da? Iar e o discuție mai lungă, dar știți bine că simbolul lui Horus este ochiul Ra, da, care de fapt reprezintă glanda, al treilea ochi, de fapt, al treilea ochi. Încercați să aveți viziune, să vedeți în
în spațiu și în timp ceea ce vrei să faceți. Nu vorbesc de ținte de scurtă durată, da? Nu, despre asta vorbesc. Și în momentul în care v-ați propus să conștientizați că aveți blocaje, dar să mergeți mai departe. Acum, încercați să combinați această lecție cu ce am spus și ieri, la semnele că trebuie să blocați o anumită direcție. Vedeți, vedeți. Pentru că nici Uriu, nici eu știu ce altă ființă determinată nu intră în blocaj, eventual îl ocolește sau își schimbă perspectiva. În fine, ideea este că trebuie să aveți viziune. Acum, ce ar mai fi? Ar mai fi că vulturii și ulii sunt neînfricați. Dacă apar aceste blocaje, sunt determinați să se lupte. Blocajele, în general, în mediul acesta animal, ar fi alte păsări, să zicem, care vor eventual aceeași țintă sau vor să ajungă înaintea voastră sau să vă fure prada, să vă fure ideile, copii, da? Copy paste, papagali care vor să fure și să imite, da? Trebuie să vă luptați cu acei oameni sau cu acele blocaje care vă stau în cale. Eventual să găsiți alternative ca să vă împliniți, eu știu, viziunea, să vă atingeți ținta și să nu vă fie frică. Și acum continui cu, iar se întrepătrund cele două, lipsa fricii cu tenacitatea. Este frumos de observat cum atunci când plouă, când e furtună, vulturii, în mod special, ulii, eu știu și mai puțin alte păsări, dar în mod special aceștia, se ridică cât mai sus și se joacă pe valurile acestea ale vânturului, pe aripile, eu știu, cum aș putea să fac o metaforă, că acum nu sunt foarte bună la poezie. Printre picături, printre trăsnete și fulgere, ei plutesc plini de încântare și, nu știu, fără frică, fără frică. Sunt într-adevăr un exemplu de neînfricare și de tenacitate. Puține păsări și puține spirite reușesc să facă față unei furtuni, nu? Aceștia sunt printre acele puține spirite. Ce ar mai fi de spus și de povestit? Da, nu, despre lucrul acesta nu o să vorbesc acum. Să continui cu o altă lecție la care am putea să medităm sau să meditați. Eu am meditat deja și au meditat și alții și confirmă acest lucru. Că vulturii au totuși apetit pentru mâncarea proaspătă. Dacă se întâmplă vreo excepție, este vreo excepție. Dar, în general, au apetit către vânat proaspăt. Și care este ideea și care este lecția? Nu vă mulțumiți cu trecutul. Trecutul este trecut. Trecutul e mort, da? Trecutul e mort. Să rămână de domeniul trecutului. Nu vă mulțumiți nici cu victoriile trecutului. Creați-vă tot timpul victorii prezente, cât de mici, nu contează, suficiente cât să vă hrănească energia de a merge mai departe, da? Că, evident, Uliu și Vulturul nu vânează în fiecare zi câte o capră, eu știu, de munte, da? Mai vânează și cât un șoricel, și cât un iepure, dar e hrană proaspătă. Repet, ar trebui să fie cine știe ce excepții ca să accepte, da, altceva. Dar, în general, se mulțumesc, nu că se mulțumesc, își doresc hrană proaspătă și o capătă. O capătă și atunci lecția este să nu rămânem în trecut, să ne creăm victorii. Cât de mici, repet, cât de mici. Ce ar mai fi de spus? Da.
Vulturii, ca majoritatea păsărilor, de fapt, se antrenează. Se antrenează din timp, din perioada lor de adolescență, de când sunt în cuib. Și o lecție pe care și părinții ar trebui să o învețe, nu doar copiii, că nu putem să stăm în cuib toată viața. Iar pentru mine este o lecție foarte importantă. Eu am lună în casa a patra, am o legătură foarte profundă cu familia și totuși nevoia de libertate. Se antrenează pentru zbor și când simt ei că a venit momentul, își îmbrățișează libertatea cu încredere. Este o viață de libertate. Și asta înseamnă că renunță la confortul cuibului. A, din când în când își fac și ei pereche, din când în când. Nu, își fac și ei pereche, au și ei cuib, dar totuși, totuși, sunt liberi împreună, sunt liberi în cuplu. Nu este un cuplu atașat de confortul fizic. Nu, se întâmplă să stea, da? Să-și creeze acea familie, să aibă grijă de voi și totuși ei, afară de faptul că îmbrățișează libertatea și separat și împreună, își transmit această dorință de libertate și puiilor. Da, e o lecție foarte interesantă și puternică. Dorința de libertate. Dorința de libertate. Și antrenamentul pentru așa ceva, pentru că nu te poți arunca în viață nepregătit. Altfel, viața te dărâmă dacă nu ți-ai exersat aripile, dacă nu ți-ai exersat curajul, da? Nu se aruncă pe o pală de vânt sau în furtună de prima oară. E, sar și e prin cuib, mai sar jos, îi mai saltă părinții, ați văzut și voi pe Animal Planet ce frumos e. Da? Se antrenează. Și își antrenează acești mușchi. Da? Ai încredere, de fapt. Încrederii în ei, în destinul lor și în Dumnezeu. Pentru că dacă ascultați videoclipul cu Uranus și Saturn, Legenda Lumii, veți vedea mai spre sfârșit, veți asculta un mic fragment în care Zeus a fost ajutat de vulturi și pentru că vulturul s-a arătat atât de protector cu el, și Zeus și-a arătat gratitudinea și l-a păstrat în preajma lui ca pe un sfetnic. Adică se știe că vulturul are o legătură specială cu Dumnezeu. Și acum o să continui cu ultima trăsătură, care este la fel de importantă ca și celelalte. Se pare, n-am știut nicio până de curând. Dar acum înțeleg oarecum simbolul acestuia al vulturului uliului ca fiind varianta superioară a scorpionului. O să vedeți ce vreau să zic. Se pare că la o anumită vârstă, după niște ani, da, de zboruri, prin furtuni, prin ploi, prin arșiță, la înălțimi înalte, înalte, foarte înalte, vulturii maturi intră într-o perioadă în care aripile lor, penele lor încep să se degradeze. Și ce fac? E un lucru despre care n-am știut și m-a minunat, repet, și am înțeles de ce scorpionul i-a asemuit, varianta superioară a scorpionului i-a asemuit vulturului. Vedeți și în lumea, da? Aceștia se duc undeva pe un munte foarte înalt, cât mai izolat de, eu știu, chiar de vulturii mai tineri, de alte, eu știu, păsări sau de alți potențiali dușmani, se izolează acolo și, măi, ce fac? Își scot acele pene degradate care le afectează zborul. Și nu doar zborul și sănătatea, că știți foarte bine că nu sunt niște haine care se scot, fac parte din structura lor, din corpul lor fizic, din energie, da? Sunt atât de determinat să facă această transformare, să se elibereze, parcă ar da, eu știu, ca atunci când te tunzi și îți faci niște schimbări radicale, ești hotărât să intri într-o energie nouă și intră practic prin acest lucru și o perioadă rămân goi până le crește o nouă serie de pene.
V-am zis, eu n-am știut acest lucru, mi se pare fenomenal și asta adaugă printre lecțiile pe care le-am reprezentat mai devreme, adaugă această capacitate de renaștere și de transformare. Da. Și după ce se întâmplă și le crește a doua serie de pene, își continuă zborul și legenda personală. Îmi place termenul ăsta, legenda personală. Repet, o să vă povestesc despre așa ceva. Da, și revin, nu degeaba, scorpionul pe vremuri era reprezentat, de fapt, de uliu, de vultur, da? Pe lângă faptul că avea viziune, avea și această capacitate de renaștere. Uitați-vă la lume. Lumea are, nu are reprezentarea scorpionului, ci a vulturului, Agvila, uliu. Da. Într-adevăr, dacă vreți să vă mai adăugați simbolul la acest spirit, puteți să căutați despre Horus, legenda lui Horus, ochiul lui Horus. Ideea este că trebuie să zburăm cu încredere cât mai sus. Cât mai sus, să ne ridicăm deasupra problemelor, da? Să nu ne târșâim prin viață. Why don't you Crowley? Nu. Nu, nu zic în engleză că s-ar putea să greșesc, dar în română cam așa era citatul lui Rumi. De ce te târșâi prin viață? De ce te târâi prin viață când ai două aripi? Cam atât am vrut să împărtășesc cu voi. Sper că v-a plăcut și sper că mă împărtășiți și voi dacă ați descoperit unii dintre voi totemul vostru. Repet, nu este ceea ce vă place, am zis, dar am vrut să vă arăt. Nu este ceea ce vă place. Întâmplător dintre aceste animale și calul, care îmi place foarte mult, totuși tigru, iar are o legătură cu mine că este anul tigrului în care m-am născut. Dar acesta este totemul meu. Și chiar dacă sunteți oameni puternici, puteți să aveți un spirit mai delicat care vă îndeamnă exact la ceva ce poate nu v-ați gândit. Poate nu v-ați gândit. În fine, sper să luați aceste mărturisiri așa cum se cuvine, să le ascultați cu sufletul și cu mintea deschise și să-mi împărtășiți din experiențele voastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!